Da, mami, ăsta este un cadou foarte util. Pentru că de ce? Pentru că mami și cu tati vor găti de sărbători și se vor strânge foarte multe vase pe care mami nu vrea să le spele ea. Așa că avem aici un ajutor. Foarte important ajutor. Poftim? Da. Hai, ești gata să deschidem? Vezi ce drăguț? Ce ai găsit acolo? Un borcan! Ai găsit un borcan! Un borcan pentru biscuiți! Da? Uite, cu ăsta vom spăla vasele. Iar cu ăsta va spăla mașina vasele. Mașina este cea mai bună prietenă a lui mami. Și aici vom pune niște prăjituri. Ei, ciocolată! Vezi? Și uite, mami, luminițe! Ia uite luminițele! Bine. Uite, avem un ou. Avem până și unt. Vezi? Și ciocolată. Și mai avem și niște decorațiuni. Uite, niște fulgi. Oh, da, niște fulgișori din zahăr. Și niște migdale. Știi că ți-e plac foarte tare migdalele. Da. O să creăm momente împreună și toți trei o să facem o super tavă cu biscuiți. Așa, este... Vezi că te filmez, by the way. Te-am prins asupra faptului. pentru că eu nu le am. Ai, am alte calități. Nu le-am pe astea cu gătitul. Dar se pare că Marius le are. Da, ajutat de mama de la Bistrița. Așa. Facem sarmale. Așa, și ajutat de... Avem de la Maison d'Amélie, avem oale noi, veselă nouă. Uite, în asta o să facem noi sarmale. Ia, poți să te rog să o iei tu de acolo? Da. Ia, poți să întorci, Marius? Așa. Ta-da, tuci pentru sarmale. Adică, ce, uite ce culori! Și avem și două vase aici, pentru fripturica. Un vas, al doilea vas. Terminat acum aceste frumoase sărmăluțe, primele pe care le-am făcut în această viață. Am început la ora 4 și am terminat acum aceste frumoase sărmăluțe, primele pe care le-am făcut în această viață. Eu zic că n-arată rău. Ei bine, dar am fost asistat de maestru bucătoar, mama, pentru a face aceste sărmăluțe ca la mama acasă.